Salut, dragii mei, în acest clip o să vedem cel mai simplu motor realizat din o baterie, un magnet și o mică bobină. Haideți să-l facem să funcționeze. Repunem această bobină deasupra magnetului. Și a, uitați ce frumos merge. Are și mici întreruperi, pentru că nu este perfect echilibrat, dar în principiu funcționează la 1,5V, ceea ce nu mi-am venit să cred. Și mai este un lucru foarte interesant, când nu se mai învârte și rămâne blocat pe loc, practic bobina se încinge foarte, foarte tare și nu este o sârmă subțire, e de 0,20 cred, și practic se încinge foarte tare pentru ceea ce pentru o baterie de 1,5V era puțin probabil, dar în combinație cu magnetul practic se duce un curent foarte, foarte mare. Ia să mai dau drumul altă. Aua, ce frumos merge. Bine, acum s-a mai desfăcut și bateria. Da, nu mai vrea. Uite cum mai vrea. Da, mulțumesc frumos pentru vizionare. Și s-a auzit numai de bine.